Cea de-a patra ediție a proiectului Plus pentru Viață s-a desfășurat anul acesta odată cu Ziua Națională a Sustenabilității. Peste 100 de angajați ai companiei antibiotice, precum și copiii acestora, au participat la acest proiect și au avut ocazia să învețe manevre esențiale pentru salvarea unei vieți. Acest proiect, organizat de Antibiotice Plus pentru Viață, are ca scop instruirea și educarea atât a salariaților cât și a copiilor acestora în tot ceea ce privește tehnica de prim ajutor în cazul unei situații extreme, gen înec, cutremur, incendiu, orice alt fenomen care ar putea să ducă la o situație în care să fie necesare cunoștințe de salvarea vieții unei persoane. Cu toate că avem planuri bine definite de instruire, suntem bine instruiți, știm să aplicăm măsuri, am văzut în această seară lucruri palpabile, cum să intervenim în situații critice pentru a ajuta colegii la nevoie. Este foarte important să avem cunoștințe de aplicare a tehnicilor de prim ajutor. De exemplu, timpul de intervenție în cazul unui stop cardiorespirator este foarte limitat, având la dispoziție numai 4 minute în care se pot aplica manevre de resuscitare. Dacă nu se intervine cu aceste măsuri de prim ajutor, șansele de supraviețuire ale victimei scad. Oricare om poate întâlni în viață o situație extremă în care cineva din familia lui sau un necunoscut poate avea o oprire cardiacă, se poate întâmpla să devină inconștient, brusc, într-un moment poate trist sau un moment foarte fericit al vieții lui. Și în această situație ne punem întrebarea ce putem face, cum putem salva această viață. Putem salva o viață cu două mâini, făcând compresii toracice dacă am identificat că persoana respectivă este în stop cardiac. Și asta se învață prin cursuri de suport vital de bază. Acest proiect este organizat de către compania Antibiotice în parteneriat cu Cluba Plus și Smurdiași.